Bună ziua și bine ați venit la 360 de grade. Moment important ulterior fenomenului de lună nouă în Berbec, conjuncție Mercur-Venus-Neptun în semnul Peștilor, Marte la început de lecție în Gemeni, conjuncție Saturn-Pluton. Marcaje astrale care predispun la înțelegerea și la aplicarea corectă a lecțiilor de destin într-un mod unic. Să vedem cu ce sfaturi vine săptămâna viitoare, astăzi alături de Ingrid Baciu. Bună ziua, Ingrid, și bine ai revenit în emisiune. Bine v-am găsit. Iată, în continuare avem câteva marcaje astrale cu totul și cu totul deosebite. Se întâmplă anumite lucruri în viața reală, se întâmplă lucruri și pe cer. Vorbeam despre această conjuncție pe care o să o analizăm din punct de vedere astrologic, din punct de vedere spiritual și karmic, pentru că sigur este vorba și despre lecții karmice sesizabile săptămâna următoare, respectiv conjuncția Venus-Mercur-Neptun în semnul Peștilor. De câte ori avem mai multe planete în ultimul semn, este clar că se întâmplă să primim și mesaje spirituale. De asemenea, rămâne conjuncția Saturn-Pluton în semnul Capricornului, tot unul dintre ultimele semne zodiacale, iarăși marcaje spirituale. De reținut pentru telespectatorii care sunt interesați de astrologie, faptul că, spuneam, ultimele semne zodiacale, cele mai defavorizate din punct de vedere al alocării timpului, și ne cerem scuze încă o dată, sunt totuși zodii spirituale care au o karmă deosebită, care au marcaje karmice speciale. Și Jupiter, iarăși într-un semn spiritual, semnul Săgetătorului în continuare. Ce mai sesizăm? O altă schimbare astrală, proaspăta intrarea lui Marte în semnul Gemenilor, acolo unde se activează o zonă cerebral, rațional, destul de intens. Deci mare atenție, vom vedea pentru fiecare zodie cum afectează și cum amprentează acest Marte în Gemeni, și Uranus rămânând de asemenea în semnul Taurului. Să analizăm așadar toate aceste marcaje astrale pentru fiecare zodie. Vom începe, Ingrid, cu zodia Berbecului. Pentru berbeci se recomandă prudență suplimentară în atitudine, și acest lucru deoarece soarele se află în al doilea decan aici, quadrat cu Saturn. Ce înseamnă această quadratură pentru berbeci? Faptul că alternează energia vitalității, deci atunci când se află două planete responsabile cu lucruri diferite în contradicție, este clar că și contradicțiile își vor face simțită prezența. Așadar, contradicția este între vitalitatea solară și apatia saturniană. Berbecii oscilează între stări de apatie și stări în care își doresc să facă lucruri importante și sunt foarte entuziaști. De fapt, această quadratură ne cam afectează pe toți. Cu toții oscilăm între momente în care ni se pare că putem muta munții și momente în care suntem total apatici și foarte devitalizați. Interesant de analizat universul interior al nativilor berbechii. Ar trebui să se concentreze puțin mai mult pe ceea ce își doresc sufletește, și asta deoarece spuneam că Marte invită către această zonă. El va face și un trigon superb cu Pluton, care se află spre final de Capricorn. Iată deci că dacă credem într-o anumită acțiune în această perioadă, mai ales berbecii care sunt guvernați de Marte și vor fi foarte favorizați de acest trigon Marte-Pluton, deci dacă credem într-o acțiune, ea va fi mult mai va avea un potențial mult mai mare de a fi pusă în practică. Astfel, câștigurile, beneficiile materiale pot fi revitalizate, pot fi redinamizate. Deciziile trebuie să se bazeze pentru nativii berbec pe un sistem de cântărire foarte bine pus la punct al tuturor factorilor specifici zodiei berbecului. Mai exact, să nu intre în acțiuni care nu sunt pe placul lor, să nu se asocieze cu oameni care îi trag înapoi, să găsească anumite soluții astfel încât să schimbe câte ceva în viața lor și să atingă acea stare de siguranță care le este necesară, pentru că perioada vine și cu o lipsă de evidență în anumite zone. Adică s-ar putea să vedem berbeci care nu sunt siguri pe nimic, adică se orientează către hobby-uri, se orientează către
preocupări care poate nu au neapărat legătură cu profilul lor de bază, doar pentru că nu mai sunt siguri pe anumiți factori legați de fie de profesia lor de bază, fie pe preocupările lor de bază. Deci ei trebuie să se branșeze în această perioadă la stări benefice sufletești, să înțeleagă viața spiritual și să schimbe tot ceea ce este negativ în benefic. Un sfat foarte important. Să vedem, Ingrid, din punct de vedere al descărcărilor karmice, ce recomanzi săptămâna următoare? În primul rând, aș vrea să facem, bine am regăsit pe telespectatori, aș vrea să facem o precizare foarte importantă. Știm bine, discutam și noi înainte de emisiune, faptul că întotdeauna se suprapune într-o perioadă de post, cum este în creștinism, nu? Se suprapune pe ceea ce predispune astrele și o trăire spirituală de un anumit tip, care poate potența atât în sens pozitiv cât și în sens negativ tot ceea ce înseamnă predispoziția astrală. Spuneai că berbecii trebuie să fie atenți săptămâna viitoare, putem face precizarea, putem să facem trimitere și la cei care au profil, spre exemplu, profil de berbec, nu neapărat sunt în zodia berbecului. Putem să-i amintim pe toți aceia care intră cumva sub această incidență a influențelor astrale impuse oarecum de berbec și trebuie să reamintim acest lucru foarte important. Nu sunt puține aceia care și-au propus în această perioadă să țină post, care încearcă să permită ritualurilor creștine să le modifice întrucâtva gândirea, acțiunea. Iată cum, odată cu astrele, noi accesăm și o zonă de lumină specific creștină, care s-ar putea să vină în contradicție cu un anumit mod de a gândi și de a acționa, pe care oricum îl influențează astrele. E o perioadă foarte interesantă în toată această perioadă a postului. Noi, spre deosebire de alte popoare, alte civilizații, avem perioade, cel puțin două mari perioade într-un an, în care ne conectăm, fie și numai prin gândul persistent, coerent, de zi cu zi, la faptul că e o perioadă de post. Ne conectăm, trăim într-o lume a viului și a cuvântului, da? Ne conectăm oricum la ceva care accesează planuri de lumină. Ori întunericul din fiecare om sau lucrurile nerezolvate pe un dublaj astral poate să intensifice într-un mod nedorit, și eu deja văd în jurul meu acest lucru, ai remarcat și tu, nu? Blocaje, oameni foarte nervoși, se întâmplă atâtea lucruri deja de o perioadă de timp, acum ușor-ușor ne apropiem de Paște, va fi și acea ultimă săptămână foarte grea și astrele, vorbeai de cele două zone de pești și de unde se îngrămădesc acum o seamă de planete, iată cum destinul ne obligă să încercăm să decelăm ceea ce este bine de ceea ce este rău, mai mult ca oricând, mai mult ca oricând, repet și insist asupra faptului că e o perioadă extraordinar de, cu trăiri extraordinar de intense. Mai mult ca oricând, oamenii, dacă sunt interesați de astrograme, acum ar trebui să fie atenți și să prețuiască anumite poziții, anumite relaționări dintre planete, pentru că le poate intensifica acea zonă de subconștient, de probleme nerezolvate, care acum pot fi puse pe tapet, de o manieră care poate fi destructivă. Făceai precizarea că berbecul trebuie să fie foarte atent. De fapt, toate zodiile trebuie să fie mult mai atente în această perioadă. Mergem mai departe să vedem pentru nativii Taur ce ar fi cel mai relevant din tabloul astral specific săptămânii următoare. Iată, avem un trigon superb, Jupiter-Uranus, Uranus proaspăt instrat în semnul lor și de asemenea Uranus care, intrând pentru 7 ani în zodia lor, cu siguranță va aduce anumite modificări de care taurii fără doar și poate vor ține cont. Nu cred că există nativ taur care să nu registreze o schimbare semnificativă, nu în sensul rău, sigur că da, o schimbare care ține până la urmă de stilul lor de viață. Acest trigon Uranus-Jupiter vine cu un potențial fantastic, deoarece Jupiter este planeta expansiunii și a beneficului, este marele duce, marele protector, iar Uranus este planeta inteligenței superioare, octava superioară a lui Mercur. Iată, deci, acei tauri care își pun inteligența la contribuție și care vor să descopere lucruri importante, lucruri interesante, care vor să fie pionieri sau să fie un fel de inițiatori ai unor planuri, chiar dacă materializarea poate să fie mai târziu, să vină mai târziu, sunt invitați de către destin să o facă. Ei vor înțelege și anumite mesaje legate de modul în care aleg să se pună în evidență. Este o perioadă în care taurii se vor ieși în evidență. Taurii vor deveni foarte vocali. Da, vor fi foarte
luați în seamă de către ceilalți. Diplomația este și ea esențială în această perioadă. Acest trigon, vorbim acum pe aspecte astrale, deci acest trigon Uranus-Jupiter aduce o diplomație deosebită care este esențială în această perioadă, chiar dacă ea vine și cu marcaje de surpriză din partea anturajului, pentru că trebuie să nu uităm faptul că este o perioadă a surprizei în care oamenii nu se comportă tocmai așa cum ne-am dorit. Pentru Taur, sistemul relațional este bine pus la punct în această perioadă. Sigur că da, vorbind strict matematic, acest trigon arată o șansă de expansiune relațională. Însă, surprizele, pentru că această perioadă este și o perioadă spirituală cu Neptun, Venus și Mercur în semnul peștilor, poate să le ofere surprize din acest punct de vedere, în sensul că de unde nu se așteaptă să vină ceva neplăcut sau să vină o propunere incorrectă, indecentă, ne la locul ei sau pur și simplu ceva care i-ar putea periclita, le-ar putea chiar periclita taurilor statutul sau... nu știu, poate chiar modul în care sunt priviți în mediul socioprofesional. De aceea îi sfătuim să fie foarte atenți, pentru că în ciuda faptului că perioada este foarte ofertantă pentru ei din punct de vedere relațional, pot apărea și elemente perturbatoare. Trebuie să evite de asemenea orice fel de personaj care nu se încadrează în zona despre care vorbeam, adică există anumite, o zonă corectă, există anumite intersecții karmice în perioada următoare care pe fiecare zodie în parte o afectează într-un mod diferit. Și când spun intersecții karmice, mă refer la planetele acestea mari aflate în semne de natură spirituală, karmică. Pot fi anumite situații care apar în viața nativilor taur și pe care ei trebuie să le regleze. Ei s-ar putea să se simtă de multe ori devitalizați, absolut lipsiți de energia aceea vitală de care au nevoie și totuși în acest context să fie siliți să-i revitalizeze pe alții. De foarte multe ori în săptămâna următoare s-ar putea să vedem nativ taur care, cărora lucrurile li se vor întâmpla doar dacă fac ceva impecabil la nivel sufletesc. Practic, taurii nu mai au voie să greșească. Vrem să le spunem că această conjuncție Saturn-Pluton în semnul Capricornului este prietenă. Capricornul este un semn prieten taurilor, ca atare ei pot pune la punct anumite business-uri, pot pune la punct anumite proiecte, există o capacitate de a se intersecta șansa cu reușita, cu sprijinul din partea celorlalți, dar trebuie să fie foarte atent să nu se rupă legătura între idealul lor și situațiile favorabile, care pot fi favorabile aparent, dar care pot să nu aibă neapărat legătură cu ceea ce își doresc ei sufletește. Din punctul meu de vedere, nu doar pentru Taur, dar dacă vrei mai mult, poate mai mult pentru ei în săptămâna și nu doar că e de ceva timp pentru Taur, este o perioadă în care trebuie să învețe să creeze o conciliere sau o reconciliere între suflet și minte. Sunt provocări, este susținere astrală, există susținere astrală pe șansă, pe materializare, dar avem o mare problemă aici la acest semn care tinde foarte mult către lucruri exacte, fixe, știute dinainte. Avem o problemă a capacității de a integra informații și schimbări care vin pur și simplu, trebuie să acceptate din mers. Raționalitatea excesivă, temerile, acea zonă pe care destinul o propune să poți să închizi o ușă, porți mai vechi și să mergi mai departe, pur și simplu, poate să vină de o manieră pe care ei să nu înțeleagă imediat și să acționeze impulsiv. Pentru tauri este o perioadă destul de, dacă sunt tauri pur și simplu, dacă n-au profil, altfel de profil, pot avea un profil pe altceva, dar să fie foarte atent să-și analizeze, să plonjeze în ei înșiși și să-și analizeze zona de impulsivitate care deja pare destul de marcantă în această perioadă. Pot spune că ei trec printr-o revoluție interioară, se schimbă multe lucruri în viața lor. Vorbeai despre acel aspect să evite lucrurile care nu le sunt pe plac, dar aici vreau să te întreb un lucru sau vreau să le dau de gândit ale spectatorilor: ceea ce nu convine mentalului poate să fie extrem de benefic spiritului, poate să fie extrem de benefic spiritului, ceea ce nu convine unui modus vivendi, unui mod de viață pe care îl știau fix și bătut în cuie și pe care se bazau, pentru că le oferea acest mod de viață
certitudini, dar certitudinile acelea nu duceau nicăieri către o evoluție spirituală. Acum poate trebuie să accepte schimbarea unui mod de viață, unui mod de viață care aparent, repet, aducea certitudini, cu altceva, cu altceva certitudini, de natură spirituală, de natură evolutivă. Este o perioadă în care trebuie să învețe să recunoască și șansele de tip spiritual, nu doar strict material. Este o perioadă în acest sens. Sunt șanse pe toate planurile, dar ce vrei, în care direcție vrei să te duci? Nu te plânge că nu se schimbă lucruri în viața ta dacă tu nu accepti și propunerile destinului, astrelor, vieții pur și simplu, de a mai face un pas în evoluția spirituală. Mergem mai departe să vedem. Pentru gemeni, lor li se activează un nou simț în perioada următoare. Intrarea proaspătă, intrarea lui Marte în semnul lor este de bun augur, în sensul că dinamizează și ceea ce mai era de dinamizat. Pentru gemeni, un soi de inteligență anticipativă încep să simtă ceea ce urmează să li se întâmple, poate nu neapărat sub forma unui film, dar cu siguranță încep să aibă anumite stări bune sau mai puțin bune în funcție de evenimentele care urmează, spuneam. Un soi de alertă permanentă însă, din păcate, parcă nu au liniște și Uranus în semnul anterior, în casa liniștii sufletești, și Marte acum în semnul lor, Pluton și Saturn în casa Scorpionului. Chiar dacă spuneam simt de dinainte ceea ce urmează să se întâmple, gemenii tot rămân într-o stare de permanentă alertă. Conștientizează foarte interesant tot ceea ce le oferă destinul. Știu să profite acolo unde este ceva ce lor li se potrivește și unde sunt oportunități. Pot descoperi un lucru foarte interesant. În perioada următoare, gemenii pot descoperi secrete importante, pentru că această casă misterioasă, mistică, casa Scorpionului, pentru ei atât de activă în perioada imediat următoare, vorbește despre șansa de a descifra, de a intra într-o lume a misterelor pe care, la care poate puțină lume are acces și pe care gemenii o vor trata cu foarte multă seriozitate. Vor accepta și realitatea fizică, desigur, dar vor intra și pe această zonă, spuneam, a secretelor, a lucrurilor ascunse, a unei realități mai puțin evidente. Vor colabora cu oameni de asemenea care sunt destul de speciali, au un soi de aspirație către o analiză profundă a lucrurilor, a evenimentelor prin care trec. Deciziile nativilor gemeni nu sunt niște decizii obișnuite în perioada următoare, ei iau decizii cu ca și când cu o seriozitate și cu o tenacitate de parcă ar zbura în cosmos. Sunt foarte, foarte implicați în tot ceea ce fac. Poate cei din jur nu prea înțeleg ce este cu implicarea asta mai mult de Scorpion a gemenilor cu Saturn și cu Pluton în casa Scorpionului decât de gemeni propriu-ziși. Ei pot elucida probleme neclare din viața celorlalți. Iarăși un aspect foarte interesant pentru gemeni. Bine, într-adevăr, ei sunt... Știm foarte bine bazele de date ale zodiacului, oamenii care îi pun pe ceilalți într-o frumoasă legătură unii cu alții, îi ajută, se dau peste cap să te facă să găsești în fix o oră sau în două zile omul de care ai nevoie pentru un anumit proiect sau o anumită acțiune, dar acum vorbim despre un nivel superior. Acum vorbim despre faptul că gemenii nu mai lasă lucrurile neclare. Dacă un nativ geam îl vede un prieten care se zbate într-o problemă sau vede pe cineva care nu reușește să-și revină dintr-o situație sau chiar, nu știu, poate are probleme serioase, grave, nativul geamă nu are liniște până nu rezolvă acea situație, chiar dacă spuneam, unul este sistemul relațional bine pus la punct al gemenilor pe care l-au de obicei și altul este această situație nouă în care gemenii devin precum scorpionii, neliniștiți dacă nu rezolvă probleme grave ale celor din jur, nu neapărat prieteni, oameni cu care se intersectează. Ei vor simți situațiile karmice, pentru că asta spuneam că vorbim puțin și despre karmic, vor simți situațiile karmice care vin către ei într-un mod în care ei pot fi fie judecători, pot da sentințe, dar pot fi și salvator, oamenii care pur și simplu scot pe cineva, extrag pe cineva dintr-o mlaștină, chiar dacă pică ei în ea, pentru că știm că de multe ori când salvezi pe cineva, rămâi tu prizonier în bucla respectivă. Da, un lucru de analizat pentru gemeni în perioada următoare, în ce bucle rămân și pe cine salvează, dacă vrei să continui. Putem spune despre acest aspect, Marte în gemeni,
zicem, dacă vrei, că gemenii pornesc la luptă. Se activează războinicul, nu doar cel care rezolvă când îi se aduce la cunoștință o situație. Nu, face el pasul și spune, tu ai o cutare problemă, hai să o rezolvăm, hai să mergem în cutare direcție. Dacă de obicei geamănul este defensiv, așteaptă ca celălalt să ceară, să propună, implicându-se imediat și încercând să rezolve, de această dată geamănul vine el și spune sătul, probabil și de un anumit cumul. Știm bine că n-a început anul, n-a fost extraordinar pe zodie. Vine o perioadă, săptămâna viitoare este o perioadă foarte încărcată, în care cu acest Marte în gemeni ne putem trezi că geamănul spune ori așa, ori așa. De obicei fiind împăciuitor, fiind având răbdare, așteptând ca lucrurile să se rezolve într-un ritm, să păstreze acea zonă a ritmurilor. Nu forțează, așteaptă ca lucrurile să se întâmple, ne dorim să creeze distorsiuni, disensiuni, dezechilibre. Acum, parcă nemai păsându-i de acest lucru, acceptă, înțelege că trebuie și poate chiar trebuie să provoace această grabă a rezolvării lucrurilor, să plece la război, pentru că, iată, nu se mai poate. Sunt anumite situații care trebuie rezolvate, chiar dacă dai aparența unui război. Le grăbești, le termin mai repede, nu le mai lași să treneze. Cu Marte în gemeni vom vedea geamănul care... Spuneai, de obicei, geamul îi place să creeze relații, prietenii. Acum nu-l mai interesează nici dacă se strică prietenii, pentru că vine și spune, e fals, ai disimulat. Nu mă mai fac că n-ai văzut. Gata, stop, ai avut un timp de, ajunge, gata. Ce vrei de fapt? Îmi spui acum sau s-a terminat? Deci nu mai acceptă trenarea unor lucruri. Nu mai acceptă agresivitatea, disimularea, minciuna și falsul. Marte în gemeni nu este cel mai ușor lucru pentru cei care vor fi în jurul lui. Să vedem pentru nativii Rac, Ingrid, și aici niște marcaje interesante. Spuneam că după proaspătul fenomen de lună nouă, întotdeauna în preajma fenomenului de lună nouă și de lună plină, cele 48 de ore sunt destul de interesant de analizat, pentru că luna știm că are un marcaj karmic, nu numai eclipsele au marcaj karmic, chiar și fenomenul de lună nouă și de lună plină. Ca atare, impulsurile și mai ales pentru raci care sunt guvernați direct de lună, ea fiind în domiciliu în semnul lor, marcajele karmice sunt foarte, foarte importante, impulsurile, emotivitatea, tot ceea ce ține de relaționarea cu oamenii care contează pentru ei, s-ar putea să realizeze prin forță emoțională foarte clar, foarte corect anumite lucruri. Putem spune că racii pot reechilibra situații, pot reechilibra lucruri care au fost prost gândite sau prost negociate. Ia un simț destul de puternic în această perioadă, o intuiție destul de puternică, tot ce ține de financiar, economic, de intuiția aceasta extraordinară, sunt zone favorizate, ideile nepotrivite sunt eliminate din start. Există șansa de a soluționa anumite proiecte într-un mod și într-un timp neașteptat. S-ar putea chiar să schimbe o direcție pe care mergeau până acum și să renunțe la ea, pentru că acest Marte în gemeni vine pe semnul anterior lor și arată faptul că sunt persoane în jurul lor care le vor da de gândit, oameni care își scot colții, pentru că știm că este o casă a dușmanilor secreți, casa a 12-a cu Marte și el o planetă destul de agresivă acolo. În viața nativilor RAC pot apărea oameni care, exact cum spuneau, își arată colții, mai bine zis, și racii trebuie să-și potrivească, să spunem, să-și pună la punct atitudinea corectă față de aceste persoane, să vadă dacă rămân interesați de a lupta sau de a se face că nu observă că aceste persoane sunt agresive, sau dacă vor reuși să treacă peste și să meargă mai departe în aceste relații și oarecum să le domine. Știți că de foarte multe ori putem să fim într-o oarecare legătură cu dușmanul în astrologie. Chiar există un aspect care vorbește despre posibilitatea de a se transforma pe parcursul vieții dușmanii în prieteni. Sunt anumite aspecte astrale sau invers, prieteni în dușmani. Racii se află acum într-o astfel de situație în care există un potențial de a-și transforma prieteni în dușmani, dar și în dușmani în prieteni. Ca atare, pentru această zodie, cel mai important este, atunci când avem un marcaj care poate fi ușor nefavorabil, cel mai important este să ne canalizăm energia către altceva. De exemplu, este o perioadă în care ești
predispus să fii trădat sau ești predispus să fii manipulat. Ca să nu te enervezi foarte mult, tu îți muți energia în altă parte, citești o carte sau pleci în concediu sau pur și simplu faci ceva care te înnobilează. Ca atare, racilor le sugerăm în această perioadă să-și mute atenția către zona profesională, să fie puțin mai feriți de oamenii care le sunt potrivnici, să nu lase garda jos nici la locul de muncă, îi atenționăm să fie destul de prudenți acolo unde observă elemente care sunt perturbatoare sau care sunt agresive față de ei, pentru că este un semn de întrebare. De ce, de exemplu, o persoană pe care am salutat-o și cu care am fost politicoasă astăzi, ca nativ rac vorbesc, mi-a răspuns dur sau s-a uitat la mine urât, sau pentru că orice om are un flair, mai ales racii care merg foarte mult pe zona emoțională. De ce s-a întâmplat acest lucru? Deci trebuie, îi sfătuim să-și pună astfel de întrebări, pentru că lucrurile vor vorbi săptămâna următoare prin elemente de natură emoțională și vor putea observa în spatele unei emoții, în spatele unui om care se strâmbă sau în spatele unui om care le vorbește dur sau nu le zâmbește așa cum ar trebui în urma unui zâmbet, vor descoperi poate un dușman karmic sau o persoană care este rău intenționată și așa mai departe. Acum, sigur, nu trebuie să fim suspicioși chiar la fiecare persoană cu care interacționăm, dar doar atunci când ni se pare că ceva ne lovește energetic mai mult decât este cazul. Ai întrebat de ce? Din punct de vedere ezoteric, e lucru știut că biocâmpul îți precede cu jumătate de oră, cel puțin înainte de a ajunge într-un loc. Ai precizat că racul merge pe emoție și, bineînțeles, merge în mod special pe emoție. Dacă tu ești un cumul și un pachet, cum să spunem, popor, un pachet de nervi, de tensiuni, de lucruri neacceptate, biocâmpul îți precede, astrele vor să te pună față în față cu tine și cine ești tu cu adevărat la nivel de biocâmp, iată lucrurile, deja avem întreaga ecuație. Din punct de vedere karmic, situația despre care vorbești, racii oricum de câțiva ani încoace se tot întâlnesc cu ei înșiși, stau față în față. Mi-e teamă că n-au înțeles foarte mare lucru din viețile lor, din acțiunile lor sau non-acțiunile lor. Este și de această dată, săptămâna care urmează, după cum precizai, poziția astrelor, este o perioadă pe comunicare pentru raci, pe comunicare, o perioadă foarte tensionată, dar s-ar putea să fie doar o întoarcere la ei acasă, ceea ce au emanat oricum de o perioadă de timp. S-ar putea ca universul pur și simplu, prin intermediul astrelor, să aleagă să-i pună față în față cu cine sunt ei la nivel de biocâmp, de subconștient, de atitudine interioară. Da? Știi, în ezoterii se spune în felul următor: dacă cineva te-a călcat pe picior, cereți iertare, nu este întâmplător. Cum ai făcut de ai rezonat cu lucrul respectiv? Alina, astrologia ne vorbește foarte clar despre un lucru. În general, tot ceea ce ne vine, ne vine ca să reglăm, să rezolvăm ceva. Nimic nu este întâmplător. E un pic o situație îngrijorătoare săptămâna viitoare. Apropo de, vezi, Doamne, dușmane ascunși, Alina, nu există dușmane ascunși. Dacă noi am fi cinstiți cu noi înșine, cap-coadă, ne-am dat seama, și dacă am avea și cunoașterea necesară, că atunci când n-am provocat noi conștient un lucru, e posibil să fi fost subconștient, dacă nu e ceva karmic. Ba da, și într-un caz și în altul și în altul, e bine să fim echilibrați. Eu vorbesc în limbaj astrologic, în Sacoian, cărți originale de astrologie, se menționează foarte clar casa a 12-a este casa dușmanilor ascunși, casa a 7-a, respectiv zodia balanță, este casa dușmanilor evidenți. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă faptul că atunci când ești predispus să ai multă aglomerare de planete în casa dușmanilor ascunși, este foarte posibil să nu îți intuiești dușmanii sau să îi consideri chiar prieteni, apropiați. Ei sunt mascați. Dacă sunt planete în casa a 7-a sau în zodia balanței, sigur aferent, dar mai ales în casa a 7-a, pentru că aici vorbim pe case, dușmanii sunt evidenți, adică măcar știi cu cine stai de vorbă. Știi dacă o persoană te dușmănește, pentru că asta-s regulile astrologiei, nu l-am inventat eu, la asta mă refeream. Acum, discutând în afara astrologiei, este cu totul altceva, dar în astrologie chiar sunt marcaje clare pe aceste două case. Așa încercam să scot în evidență. Un om care se știe ca trăind pe interior... Adică s-ar putea, scuză-mă, atâta vreau să spun, s-ar putea să nu intuiască exact, nativii gemeni, nativii rac, îmi cer scuze, în perioada următoare, persoanele care nu sunt atât de bine intenționate. Adică s-ar putea să fie oarecum... Și asta oricum e o problemă, da, în general a racilor, da, pentru că ei pot fi păcăliți de un zâmbet, de o floare, de o ieșire la o cafea și pot numi pe cineva prieten, având repere adesea, din punctul meu de vedere, greșite atunci când numesc pe un om prieten.
cu atât mai mult, asta am vrut să scot în evidență, ei trebuie să fie foarte atenți la... Dom'le, ei trăiesc pe emoție. Și sunt maiști în a disimula emoția, aș pune deoparte o stare, a zâmbi când consideră, apropo de diplomație, că ar fi o diplomație să facă acel lucru într-o anumită situație. Săptămâna viitoare, da, este o săptămână pentru ei în care trebuie să fie conștienți de faptul că și alții au emoții, poate nepuse la punct, neordonate, neînțelese, că pot printr-o atitudine interioară să genereze reacții care stagnau și erau la locul lor altfel, altfel erau la locul lor, pentru că sunt predispoziții astrale foarte interesante pentru RAC săptămâna viitoare. Trebuie să învețe să nu mai răspundă la primul impuls. La primul impuls. Noi toți ne așteptăm, nu este vorba numai despre RAC. Oricând să avem dușmani ascunși, nu-i așa? Oricând te aștepți la asta. Nu-ți cunoști întotdeauna oponentul. Oponentul poate să îți fie aparent un prieten. Dacă îi interesează și sunt atenți la ceea ce ai spus adineauri despre poziția astfel, să țină minte, să memoreze, să se mai abțină de la prime reacții impulsive săptămâna revenind care vine. Revenind după publicitate cu nativul Leu.